Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, ați auzit la știri negocieri la Istanbul ieri între delegațiile ucraineană și rusă, încheiate cu o listă de propuneri făcute de partea ucraineană, printre acestea neutralitate cu garanții internaționale, negocieri pe 15 ani pe subiectul Crimeei și Sevastopolului, posibilitatea de aderare la Uniunea Europeană, iar de partea cealaltă, rușii au anunțat, citez, reducerea drastică a operațiunilor de luptă în direcția Kievului și Cernihivului pentru creșterea încrederii. Am încheiat citatul. Momentul a fost primit, aș spune, aproape sărbătorește de comunitatea financiară internațională. Bursele au crescut, inclusiv cea de la București. Prețul petrolului a scăzut, euro s-a apreciat în raport cu dolarul, dar politicienii occidentali par mult mai sceptici. La telefon este expertul în securitate națională, Claudiu Degerato. Bună dimineața! Bună dimineața! M-ar interesa evaluarea dumneavoastră. Care e semnificația anunțurilor făcute de ucraineni și ruși după negocierile de ieri? Există un progres real sau e doar vorbăraie aici? Cred că progresul real este doar de partea ucrainiană, care într-un fel a fost forțată să își prezinte mai clar o parte din propuneri, cele legate în special de neutralitate și de mecanismul de acordare unor garanții de securitate. În rest, nici partea ucrainiană nu a făcut concesii majore sau pași de apropiere de poziția rusească, iar poziția rusească nu s-a schimbat cu nimic declarativ. Au spus că vor să facă această, să zicem, renunță, diminuarea activităților militare, care pe urmă a fost confirmată și de partea americană, care a spus că discutăm de o repoziționare, nu de o retragere a forțelor. Deci, cumva, toate lucrurile de săptămâna trecută au evoluat spre convingerea Kievului de a prezenta mai clar concepția lor despre neutralitate și mecanismul de acordare a unor garanții de securitate. Bun. Unde și aici sunt destul de multe discuții. Bun, dar neutralitatea asta, așa cum și-o imaginează Ucraina, e cu garanții internaționale militare, adică de asistență militară, de intervenții, inclusiv no-fly zone în cazul în care ar fi din nou atacat. Da. Asta e tot așa un fel de NATO, că garanțiile ar trebui să vină de la Franța, de la Turcia, da, de la Israel, adică sunt țări... Greu de acceptat și mecanismul acesta imaginat de Kiev, pentru că, vedeți, una este să acorzi garanții de securitate unui stat neutru și alta este să acorzi garanții de securitate unei țări care ar fi într-un fel de alianță militară. Ori Ucraina ar dori să aibă garanțiile unei țări dintr-o alianță militară, dar cu statutul de țară neutră, ceea ce nu prea se poate. Dacă ne uităm așa prin experiența europeană, vedem că statutul de neutralitate este recunoscut în principal de către toate țările vecine statului respectiv. Așa că vedeți că din lista aceea enumerată de Ucraina, lipsesc și Ungaria, și România, și Slovacia, ca țări care ar trebui să recunoască statutul neutru al Ucrainei. În schimb, apar China și alte state puternice, dar care vor avea prea puțin de a face cu adevăratele mecanisme de asigurare a garanțiilor de securitate. Și probabil niciun interes. Și sau din potrivă, un mare interes de a bloca, de fapt, mecanismele de acordare a garanțiilor de securitate. Închipuiți-vă că dacă Statele Unite ar dori să instituie un no-fly zone într-o Ucraina neutră, în același timp un altă putere garantoare, cum ar fi China, s-ar opune. Și atunci tot mecanismul, de fapt, n-ar mai funcționa. Acest mecanism trebuie să funcționeze separat, independent de statul neutru. Deci puterile garantoare ar trebui să aibă un mecanism care să se înțeleagă între ele pentru a avea un mecanism de asigurare a garanției și nu pentru a intra în conflict. Nu? Adică mutăm conflictul din Consiliul de Securitate al ONU într-un consiliu mai mic de securitate pentru Ucraina și care și el se blochează. Și atunci avem o problemă. A doua problemă, al doilea palier, este cel în care un stat NATO decide să intervină militar pentru a păstra neutralitatea Ucrainei și asta poate să atragă toată alianța într-un conflict cu un alt stat, să zicem Rusia. Sau. Deci credeți că e nerealistă propunerea asta, de fapt?
Da, este nerealistă, pentru că, vedeți, sunt două abordări. Una este să rezolvi conflictul pornind de la dezvoltarea unui statut de neutralitate și alta este să pornești toată această construcție de la gândirea unui mecanism de securitate pentru un stat. Ori Kievul ar vrea întâi să aibă garanțiile de securitate că nu va mai fi atacat și după aceea să rezolve problema statutului de neutralitate. Sunt niște nuanțe importante privind ce este prioritar pentru fiecare. La ruși este foarte clar ce e prioritar. Ucraina trebuie să fie, să aibă o neutralitate de tip foarte slab. În timp ce, mă rog, și americanii și se vede clar și la ucrainieni, ei ar dori să existe o Ucraina neutră, dar foarte puternică. Deci care să aibă o armată națională puternică, să aibă un statut de țară neutră, să aibă o economie viabilă integrată în Uniunea Europeană, ceea ce sigur nu o să convină foarte mult Moscovei. Da. Ce fel de pace credeți că ar putea considera Putin ca fiind acceptabilă totuși, că până la urmă el nu are acum de vândut nimic rușilor, în sensul de proiect de pace, să spunem, uite, am obținut o victorie în felul ăsta. Asta cu aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este ce a determinat în 2014 invadarea Donbasului, invadarea Crimeei, neutralitatea sau garanții internaționale, cum spuneam, e o chestie cam nerealistă, așa, în armarea Ucrainei. Adică, în mod evident, dacă ucrainienii reușesc să scape de armata rusă de pe teritoriul lor, următorul lucru este să se pregătească pentru următorul război. Da. Deci, cred că Rusia ar dori, de fapt, o pace, să zicem, intermediară, în sensul în care Ucraina să fie distrusă militar și economic, să piardă teritorii semnificative, în special pentru în ceea ce privește zona Mării Azov, și să ajungă în situația în care economic să depindă din ce în ce mai mult de Federația Rusă. Deci ar fi, de fapt, pe termen scurt, el ar dori, de fapt, o pace intermediară care să fie un fel de victorie la limita Moscovei, fără să aibă, să fie foarte clară perspectiva pe termen lung privind viitorul Ucrainei, adică un stat integrat în Uniunea Europeană, care să fie viabil intern din punct de vedere economic și care să-și păstreze funcția de autoapărare, adică să nu fie demilitarizată, cum a dorit Moscova, ci de fapt să aibă capacitatea în continuare de a se apăra în caz de nevoie. Și bineînțeles, lucrul acesta nu va conveni Moscovei, deci probabil că vor menține, vor dori să aibă un fel de încetare a focului. Eu știu, așa cum s-a menținut zeci de ani în peninsula coreană, fără un acord de pace, și de aici să mai încerce să mai folosească anumite pârghii de presiune și asupra europenilor și asupra Ucrainei pentru a mai obține ceva peste o altă etapă. Credeți deci, că ar fi interesați, ar putea fi interesați de repetarea scenariului cecen, unde rușii de fapt au pierdut primul război la începutul anilor 90, au încheiat atunci un acord dintre ăsta care prevedea demilitarizare, nu știu ce, și după aia câțiva ani mai târziu, când s-au reorganizat, au invadat și au distrus Grozny și Cecenia. Da, deci este foarte viabil și un asemenea scenariu din perspectiva Moscovei, de a avea acum un respiro și după aceea să reia toate chestiile. Mulțumesc foarte frumos, a fost în direct în deșteptarea expertului în securitate națională, Claudiu Degerat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.